Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre fazanul auriu. Familia fazanilor este destul de numeroasă, iar frumusețea acestor păsări este bine cunoscută de toată lumea. La categoria cei mai frumoși fazani, mereu a fost o luptă strânsă, pentru că aceste păsări chiar au un penaj deosebit, culori diversificate și decizia pentru a câștiga această categorie este foarte grea. Fazanul auriu se înscrie și el în lupta pentru câștigarea titlului de cel mai frumos fazan. Poartă denumirea științifică Chrysolophus pictus. Denumirea științifică pentru fazanul auriu este o descriere precisă a masculului și înseamnă pasăre colorată cu creasta aurie. Mai este cunoscut și sub numele de fazan chinezesc sau fazan curcubeu și face parte din ordinul Galliformes, familia Phasianidae. Această specie de fazani provine din China, însă a fost introdusă și în alte zone ale lumii. În Europa a fost introdus în secolul al XVIII-lea. Dintre toate speciile de fazani, fazanul auriu are printre cele mai mici dimensiuni. Lungimea unui mascul cu tot cu coadă este între 90 și 100 de centimetri și a unei femele între 60 și 80 de centimetri. Ating o greutate între 550 și 900 de grame. Puține păsări sunt la fel de arătoase precum fazanul auriu mascul, dar când aceste păsări au fost aduse în Europa și lăsate în sălbăticie, s-a dovedit foarte greu de văzut în pădurile dese de conifere. Se remarcă însă printr-un colorit deosebit în nuanțe de portocaliu, galben, roșu, albastru, brun și negru. Coloritul masculilor însă variază și chiar au fost împărțiți în două categorii, fazani aurii pe roșu și fazani aurii pe galben. Masculul se deosebește foarte mult de femelă, ca la orice specie de fazan, femela fiind lipsită de culorile vii în nuanțe de galben, roșu sau portocaliu. Femela are pene închise la culoare în nuanțe de maro pestriț. Masculul are un moț format din pene care pornește de pe cap și se prelungește pe partea posterioară a gâtului sub formă de glugă. În sălbăticie este întâlnit și în Statele Unite, Canada, Mexic, Argentina, Peru sau Columbia, dar și în Germania, Belgia, Olanda sau Australia și Noua Zeelandă. Este inconfundabil, având o creastă și coadă aurie, dar și un corp roșu aprins. Capa portocalie apare ca un evantai în nuanțe de negru și portocaliu. Ochiul său galben, strălucitor, cu o pupilă neagră, este încă o caracteristică a acestei specii. George Cuvier arată că descrierea păsării Phoenix, pe care o găsim în Pliniu cel Bătrân, este probabil cea a fazanului auriu. Astăzi, fazanul auriu este crescut foarte mult în captivitate, unde pare să se fie adaptat foarte bine. Se hrănesc pe sol cu cereale, frunze, flori, insecte, păianjeni sau alte nevertebrate mici. Noaptea însă preferă să se cațere în copaci. În timpul iernii, ei tind să se hrănească aproape de așezările umane de la marginea pădurii. Deși poate zbura în scurte rafale, preferă să alerge și să-și petreacă cea mai mare parte a timpului pe pământ. Femela poate depune între 8 și 12 ouă și apoi le vor incuba timp de aproximativ 22-23 de zile. Masculii scot strigăte stridente, au un cântec ca de cocoș și folosind posturi ritmice realizate pentru a impresiona femelele. Ei aleargă repetat pentru a încolți o femelă, înălțându-se pe vârfurile degetelor și întinzând peste cap aripile colorate pentru a produce un semicerc portocaliu strălucitor cu inele albastru închis concentrice. Din punct de vedere al statutului de ocrotire, fazanul auriu este încadrat la categoria preocupare minimă. Fazanul auriu a fost descris prima dată de Linnaeus în anul 1758. Atunci când este surprins, fazanul auriu decolează brusc, emite un cântec rapid și un scârțâit, adăugat la zgomotul tipic cauzat de aripile care bat rapid, sunete care sperie și care deviază pentru o clipă atenția intrusului sau a posibilului agresor. Are o carne excelentă și foarte gustoasă, însă în captivitate se crește doar în scopuri ornamentale. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!